Probleme ce pot apărea pe succesiuni și succesiuni vechi și chiar și posibilitatea pe sub, când dezbatem noi succesiune și în ziua de astăzi. Uite, părțile, moștenitorii se denumim, succesorii, poate nu declară un alt moștenitor. Pur și simplu nu vor să-l declare. Iar tu ca notar public, în afara faptului să audiezi martori, de unde să reiasă care sunt exact succesorii, nu prea ai alte posibilități să afli mai în detaliu care ar putea fi toți moștenitorii de pe toate linii. Bine, ele sunt pe declarația părților, sunt toate actele care se anulează, practic nu ești în culpă. Ei practic au ascuns acest adevăr. Deci ei sunt singurii vinovați, ei nu e tu culpa ca și notar asupra ta. Răspund direct în fața legii. Toate actele care sunt făcute în această direcție, cât timp nu există intenția directă a notarului, pentru că el nu poate decât să audieze în mod corect martorii. Toate actele sunt anulabile, iar părțile care au făcut astfel de declarații vor răspunde, cum am spus și mai devreme, în conformitate cu legea. Și de aici ar putea să apară anumite litigii privind partea de succesiuni.